Aici revenim pe meleagurile mele. Sunt din Tulca de loc, naturalizat în Banat și pastor în țara Hațegului. Deci Dumnezeu e bun și îndurarea Lui ține în veci. E atâta stabilitate și siguranță avem în Dumnezeu, încât Dumnezeu nu te lasă să stai într-un loc atât de multă vreme. Pentru toți cei care v-ați născut în Oradie, ați rămas în Oradie, sunteți prea fericiți. Dar din când în când să știți că e bine să mai plecați din Oradie. E bine să experimentezi ideea de a fi străin și călător. Pentru că una din misiunile Domnului Iisus Hristos a fost asta, că a venit pe pământ ca străin. Și a plecat de pe pământul acesta. Te rog să pui primul slide. Aș vrea să vă uitați la titlul acesta și să-mi spuneți ce cuvintele astea, ce observați la ele, la titlul acesta, misiunea lui Iisus, misterioasă, multifacetată, multietajată și miraculoasă. Ce observați? Mie îmi place interacțiunea. Hai să vedem. Toate încep cu litera M. E ușor de ținut minte, da? Misiunea lui Iisus. Fără să vreau, uitându-mă, am observat așa niște similitudini și o să mai auziți cuvinte cu litera M. Va fi mult mai ușor să țineți minte legătura între misiunea lui Iisus și litera M. Oricum, deja s-au făcut multe referiri la această misiune deosebită. Dar până să intrăm în acest subiect fenomenal, extraordinar al misiunii lui Iisus Hristos, pe care îl știe toată lumea, de la cel educat până la cel mai educat, hai să facem o recapitulare de ieri. Te rog, pune imaginea de ieri. Pentru cei care n-ați fost ieri, noi am făcut lucruri deosebit de serioase ieri. O le facem și astăzi, nu? Și astăzi. Avem un sponsor la Biserica Betania care a zis așa: sunt dispus să dau un abonament la cea mai bună sală de fitness din Oradie, fiecărui membru și participant, fiecărui membru un abonament la sala de fitness. Gratis. Voi numai să vă alegeți antrenorul. Că nu te duci acolo și faci tu ce vrei. Care antrenor îi alegi dintre ăștia doi? Acum vezi, zice voi, ăștia mai în vârstă, noi nu merem acolo. Nu contează. Să presupune că dai timpul înapoi și te vezi la 30 de ani. La 30 de ani nu erau săl de fitness, te cred. Dar hai să dăm timpul înapoi și credem că ai șansa asta. Și tu trebuie să-ți alegi. Adică nu există opțiunea că nu-ți alegi. Te duci obligatoriu la sala de fitness. Care antrenor îl alege? Hai să vedem. Cine alege pe ăla din stânga? Mâna sus. Mă uit și la balcon. Nu există că te abții. Te poți abține, că imediat ne legăm și de cei care se abțin. Bun. Cine alege pe ăla din stânga? Mâna sus. Mă, hotărâți. Îmi plac ăștia hotărâți. Mă, mâna sus. Uite, uite câțiva sunt. Și aseară au fost doar câțiva. Nu, stai, încă nu. Care îl aleg pe ăla din dreapta? Ăla cu șase. Șase. Mâna sus, care sunteți cu ăla cu șase? Câțiva, care vă abțineți? Hai, mâna sus, că v-am văzut, n-am zis că nici câțiva vă abțineți, da? Avem câțiva de abțineri de o parte și de alta. La balcon mă uit și la voi, așa că v-ați abținut. Na, întrebare. Pentru cei care, deci nu răspundeți cei care n-ați decis nimic. Voi tăceți acum, bine? Cei care ați ales pe ăla din stânga, ăla așa mai plinuț, de ce l-ai ales pe ăla? Zi. Ați văzut? Ați văzut? Super! Ăsta foarte bun argumentul. Un contraargument sau un contraargument la argumentul lui este? Ziceți! Trebuie multă muncă ca să ajungi din dreapta în stânga. Dar câtă muncă trebuie să faceți voi ca să fii din stânga în dreapta? Multă muncă, la masă. Exact, efort, mâncare. Ideea, știți care este? E aceeași persoană. E aceeași persoană. Înainte și după. Înainte și după.
Există antrenor care s-a îngrășat ca să arate celui pe care vrea să-l antreneze și eu pot fi ca tine și te ajut să exersezi. Acum, unii n-ați votat nimic și vă înțeleg. M-am folosit de această imagine ca să vedeți că așa se întâmplă cu situația. De la cine înveți tu? Sunt patru categorii aici. Unii nu se vor duce la sală niciodată și dacă e pe gratis. De acord, sunteți câțiva pe aici care nu vă duceți la sală și dacă e pe gratis. Sunteți aici câțiva care nu învățați de la nimeni și dacă sunteți cele mai bune persoane și dacă Domnul Iisus e aici, nu învățați de la nimeni nimic. Asta e o categorie. O altă categorie este ăștia. Învăț de la cineva care seamănă cu mine. Învăț de la cineva care are același slăbiciun ca și mine. O altă categorie. Învăț numai de la cei care ești mai bun ca mine. Și fiecare de noi are chestia asta. Numai dacă e mai bun ca mine. Știi ce e asta? Bine ați venit la salonul de înfrumusețare a sufletului și a Duhului de la Betania. Asta e noua denumire a Bisericii Betania. Salonul de înfrumusețare a sufletului și a Duhului. Bine ați venit la el. Toți cei care ați fost la salonul de înfrumusețare, vă aduceți aminte cu ce începe? Orice acțiune de înfrumusețare, știți cu ce începe? Ori te spală, dacă nu te-ai spălat acasă, dar dacă te-ai dus la frizer, te-o tuns, tăiere. Dacă ai fost la manicură, ce faci? Taie. Știți ce face Dumnezeu cu tine? Vrea să staie din mândrie. Pentru că unii venim aici și nu învățăm decât de la cine. Ăștia care sunt six packs. Super! Numai de la meseriași. Cu aceeași atitudine să vină și la salonul de înfrumusețare. Unii nu vor învăța nimic și se vor duce înapoi, exact cum au venit. Alții vor să învețe numai de la cei meseriași. Iar alții învață de la păstori și predicatori, că zic, bă, ăsta seamănă cu mine. Și ăsta se ceartă cu nevasta. Da, se ceartă. Unii învață numai de la ăștia care nu se mai ceartă în vecii vecilor. Serios. Hristos n-a venit așa, ca Superman. De aceea avem un preot milos, un mare preot milos. De ce? Pentru că știe prin ce trecem. Și mai există o patra categorie. N-ați ridicat mâna. O, sunt eu glas în locul vostru. Care zice așa, pe care mi-l dai tu cu ăla învăț. Amin. Amin. Pe care mi-l dai ăla? Mă duc la care antrenor? Nu-i aleg. Care mi-l dai pe ăla? Fac patru categorii. E extraordinar. Unul din primele lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu vrea în dimineața asta să le taie de la tine sunt excrescențele de mândrie. Că tu nu înveți. Nu înveți de la nimeni. Deci mândria, vreau să vă spun din primele minute, mândria n-are vârstă. O vezi la 15 ani, o vezi la 12 ani, ăștia mici, domne, nu îi mai înveți nimic. Tot știu. Tata și mama, ce să mă înveți tu, tata și mama, că te știu cine ești. Eu deja atâtea știu de pe Google, de habar n-ai tu cât te știu eu. Și de pe YouTube. Și pe TikTok. Unul din primele lucruri care Duhul lui Dumnezeu vrea să atingă în inima ta e de mândrie. Smerește-te și învață. Indiferent ce antrenor îți trimite Dumnezeu în viață. Amin. Dă mai departe. Dacă veni vorba de misiunea Domnului Iisus, pot să vă spun. Unul din lucruri care am plecat de aici, din Bihor, de la Tulca, a fost că Iisus vine deghizat. Iisus vine deghizat la noi și are diferite forme. Cele mai
formele cele mai deosebite sunt exact alea pe care îți vine să zici, n-are cum fi Domnul Iisus aici în persoana asta. N-are cum fi. Exact acolo vine. Un om mândru nu-l va vedea pe Iisus deghizat. Mai dă o dată înapoi. Mai dă o dată înapoi la antrenor. Sigur că cineva zice, mă, Giri, și totuși, n-avem nevoie de antrenori super meseriași. Îți spun, ai nevoie de antrenor. Când vrei să fii ultra performant, îți iei un antrenor din ăla foarte bun. Dar există multe lucruri în viață unde nu o să ai accesul la cei mai buni antrenori. Și atunci trebuie să fii smerit, deschis, să înveți de la oricine. Dacă ești bătrân, să înveți de la un copil, dacă ești copil, să înveți de la un bătrân. Dacă ești tânăr, să înveți de la un bătrân și să înveți și de la fratele tău care e mai mic decât tine. Unul din primele lucruri de care ai nevoie când vii la salonul de înfrumusețare lui Dumnezeu este să te smerești. Să lași Duhul lui Dumnezeu să taie. Dă mai departe, te rog, treci peste prima imagine următoare. Lumea nu este ceea ce pare. Lumea asta e o iluzie. Mai ales cei care, tineret mândria țării, care stăm toată ziua cu ecranele, e foarte multă iluzie. Nu înseamnă că ăștia mai bătrâni îți păziți de ea. Nu, ochii noștri mereu sunt acoperiți și nu pot să vadă iluziile. Adevărul este ascuns la vedere. Mai repet o dată. Adevărul este ascuns la vedere. Te uiți la el și nu-l vezi. Nu-l vezi pentru că n-ai ochii deschiși și capabili să vadă acest adevăr. Și lucrurile se întâmplă de foarte multe ori în biserică, în societate, la școală, pe oriunde mergi. Adevărul e ascuns la vedere. Trebuie să ai ochi și de aceea e foarte important să ne rugăm pentru ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea doctorie pentru ochi, ca să vedem. Și când venim și la Biserica Betania, ok, unde mă duc la biserică, ok, pot să spun acum mai nou, pentru că mă uit cu ochi noi și cu un limbaj nou, unde merg? La salonul de înfrumusețare Betania. Cum sună? Plictisitor. N-ai cum să te duci la un salon de înfrumusețare și să vii la fel. N-ai cum să vii la biserică și să pleci la fel decât doar dacă ești mândru. Și mândria n-are vârstă, n-are preferințe și locuiește oriunde ei se face loc. Avem ochi, dar vedem selectiv. Avem urechi și auzim selectiv. În viața de familie, în viața de căsnicie, e cel mai bun loc, laborator, în care vezi lucrurile astea. Dar nu ți-am spus de 1000 de ori. Nu ți-am zis de 1000 de ori. Și asta e lucrul care se reproșează. Ba da. Nu l-au auzit. L-au auzit? Urechea da. Inima nu l-a mai primit. Nu l-a mai primit pentru că suntem selectivi. Și când nu primim o vreme nici cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să știți că dacă nu-l primești, nici nu-l mai vezi, nici nu-l mai auzi și inima se împietrește. Iubirea vede lucrurile ascunse. Iubirea. Iubirea este cea care îți deschide ochii. Îndrăgostirea ți-i închide. V-ați zis aminte? Oh, ce mult era de atunci. Că erai îndrăgostit. Nu mai vedeai. Toți aia zicea, bă, dar tu ești singurul care nu vede. Tu ești singura care nu vede asta. Da, are chestia. Îndrăgostirea îți închide, ok. Iubirea îi deschide. Iubirea agape. Iubirea lui Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu. Lucruri care... Ce fain că ai citit textul ăsta. Lucruri care la ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Ce-s cu lucrurile astea? Cui le sunt descoperite, revelate, aduse în fața ochilor
la urechi și la inimă. Cui? Celor care îl? Nu. Iubesc pe Dumnezeu. E foarte bine că ai venit în locul ăsta în dimineața asta. E foarte bine că ai venit. E unul din cele mai bune locuri din Oradea asta. E unul din cele mai bune locuri în care puteai fi. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, cauți pe Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu. Sunt lucruri ascunse care sunt descoperite ție. Și inima ta deschisă va beneficia de revelațiile lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Turnată! Asta înseamnă că nu e cu picătura. Înseamnă mult! Așa m-am bucurat când v-am văzut că ați zumzăit în pauza asta. Așa m-am bucurat de voi că ați zumzăit. V-ați dus așa, ați făcut baie de mulțime. Dumnezeu să vă binecuvinteze. La extrovertiții e ușor să se miște dintr-o parte și în alta. La introvertiții e mai greu, dar nu e imposibil. Ce părere aveți despre mine? Sunt extrovertit sau introvertit? La balcon. Aștept un răspuns de la balcon. Sunt extrovertit sau introvertit? Așa, dați cu banul acum. Sunt introvertit ca voi. Dar Duhul Sfânt mă tratează. Duhul Sfânt lucrează la limbă, la inimă, la minte, la emisfera stângă, la aia dreaptă, la toate lucrează Duhul Sfânt ca să ne deschide în gură și să mergem unii către alții. Amin. Nu vă fie frică de momentele astea de așa. V-am văzut pe unii că a stat acolo, izolați. Nu veni nimeni la voi, nici voi nu v-ați dus la nimeni. Dar asta e prima dată când vii la salonul de înfrumusețare, așa ești, că nu știi cum e. Dar data viitoare când vii, zici, nu, știi ce, dar abia aștept să vină momentul ăla. Să nu care cumva să treceți peste el. Mă duc așa ca melcul la ăla care e singur acolo și mă duc și stau cu el de vorbă. Am auzit amin. Dar era numai în gând. Iubirea vede lucrurile ascunse și se duce după ele. Dă mai departe, te rog. Pentru că e vorba de misiunea lui Iisus Hristos, o să ne ducem la alte exemple de misiuni. Prima misiune din lume, din lumea asta, din toate timpurile, a fost misiunea dată lui Adam. Geneza 1:28. Și e un pasaj fenomenal. Mi se pare că n-ai cum să începi studiul despre misiune fără să începi cu Geneza 1:28. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l. Patru elemente importante. Să știți că la un moment dat mi-am pus o întrebare și am pus un semn de întrebare. Știți unde apare? La care din acele verbe de acolo am avut întrebare? Creșteți! Nu? Bă, dar nu era crescut. Nu era crescut. Adam, nu era destul de crescut. Doamne, coroana creațiunii lui Dumnezeu. Omul, Adam, mă crește. Asta e o treabă foarte tare. Pentru că un element important înainte să ai capacitatea să te reproduci este să crești în omul dinăuntru. Și asta rămâne un mandat important care pentru foarte mulți este neglijat. Ei încep să se reproducă, încep să colonizeze, să cucerească, să lupte și uită să crească în omul dinăuntru. Foarte important. Mandatul lui Adam viza toată lumea, toată planeta. Asta a fost cu Adam. Mă știe cineva cine a mai avut o altă misiune importantă și un mandat după Adam? Înainte de Avram, dă mai departe. Noe. Pentru că Dumnezeu a distrus pământul și a trebuit din nou cineva să îi se dea misiunea asta să umple tot pământul. E foarte interesant că deja observăm tipar legat de misiune și mandat. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți și supuneți-l. Noe! O reușit Noe să facă treaba? Nu. O reușit Adam? Nu. Și cu toate astea, misiunea i-a rămas. Tot pământul. Mai departe. Acum ajungem la Avram.
Ieși din țara ta, ieși din familia ta. Și asta, pe foarte mulți dintre noi, Dumnezeu așa ne-a chemat. Ieși din țara ta, ieși din familia ta, ieși de acolo de unde ești. Și pentru unii e foarte greu să se pocăiască. Sunt prea legați, e foarte greu să asculte de porunca lui Dumnezeu să plece, să iasă din familia lor, pentru că legăturile sunt foarte puternice. Și pentru Avram, o ascultat, dar l-a luat și pe taică-s-o. Nu a putut intra în țară până nu l-a lăsat pe taică-s-o pe drum. Dar Avram are aceeași treabă. Ieși din țară, vino în țară, te voi face o binecuvântare pentru cât? Toate familiile. Se pune problema de misiuni și mandate, toate vizează toată planeta asta. El a rămas în țara lui și a împlinit mandatul. Misiunea, doar parțial. Dar ea rămâne. Toate familiile. Mai departe. Uitați unul. O altă misiune importantă. Ocuparea țării. În vremea lui Iosua. Scoală-te, intră în țară, du-po oamenii ăștia împreună cu tine, ocupați țara. Eu voi fi cu tine și nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci eu sunt cu tine. Și am plinit Iosua misiunea. Nu în totalitate. E foarte important lucrul ăsta. Observați, deja tiparul este. Totdeauna misiunea depășește capacitatea noastră de a opera. Dar cu toate astea, Dumnezeu ne-o dă și ne mandatează să o facem. Mai departe, ajunge la misiunea lui Iisus, acolo punem câteva puncte, și ajungem la o altă misiune. Dă mai departe, te rog. Mandatul apostolic. Pentru că de la Iisus merge la apostoli. Și aici există mandatul de două ori, este repetat. Primul mandat este Matei, capitolul 28. Toată lumea știe mandatul acesta, nu? Mergeți în toată lumea, iarăși, faceți ucenici, până unde? Toate neamurile. Misiunea viza tot pământul. Deja începeți să vă prindeți cât de mică va fi misiunea noastră. Cât de mică va fi și cât de mare e împuternicirea. Toate neamurile. Asta spune Matei 28, dar o mai spune și în Fapte 1:8. După ce veți primi Duhul Sfânt, veți fi martori. Unde? În Oradea. Numai în Oradea. Numai în Bihor. Observați? Mereu Dumnezeu, misiunea lui Dumnezeu întotdeauna e mult mai largă decât orizontul nostru și capacitatea noastră fizică de a bate cu talpa piciorului nostru. Și acum, de mai departe, mandatul și misiunea noastră. Fiecare de noi are o misiune. N-ai venit pe pământul ăsta numai ca să te plictisești, numai ca să întemeiezi o familie, să vii la biserică, să ai nepoți și apoi să te pensionezi și să stai ca boierul. Fiecare din noi are o misiune și e foarte important să ne-o găsim. O copiem de la alții, o descoperim profetic. Unii dintre voi s-ar putea să fie descoperit profetic, alții altfel, în mod supranatural. Doamne, pentru ce există aici? Și aș vrea să vă provoc pentru toți cei care, nu contează vârsta, mai ales pentru cei în vârstă, pentru ce vă mai ține Domnul aici? Pe mine m-a surprins ceva în pandemie. Am văzut ceasul. Doamne, mulțumim. Mă tot uitam după ceas aici și nu-l vedeam. Nu știu de ce n-aveți ceas aici, dar ar fi bun pentru predicator să mai aibă ceas așa să-l... Dar l-am văzut undeva. Domnul fie binecuvântat pentru tehnologie, l-am văzut acolo, e foarte bun. Am rămas surprins de ceva în pandemie. Știți ce m-a surprins? M-a și întristat, m-a și surprins. N-am găsit un frate și o soră. Unu! Sunt eu unul în
unul am găsit în Hațec. Dar rest, n-am găsit un frate și o soră care să-și fi dorit să moară în pandemie. Nu contează vârsta. Eu n-am găsit pe niciunul. Ăștia în vârstă. Doamne, ține-mă! Doamne, nu mă lăsa! Doamne, vreau să rămân aici! Doamne, 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 Doamne! Eu mă bucur că vreți să mai trăiți mai încă mulți ani. Și Domnul să vă binecuvinteze. Întrebarea știți care e? Pentru ce să mai trăiești? Bine ai venit la salonul de înfrumusețare de la Betania. Apostolul Pavel spune așa, avem o mare pricină de încredere, căci chiar dacă omul de afară trece și e mâncat de artrită și de boli, chiar dacă omul de afară trece și nici măcar nu mai merge la salon de frumusețare cu el, omul dinăuntru, ce se întâmplă cu el? Se înfrumusețează în zi de zi. Doamne, cine a scris treaba asta? Scrie în Biblie treaba asta. Dragii mei, pentru toți cei care avem peste 60 de ani, există o forță, există o putere a Duhului Sfânt în Sfinții lui Dumnezeu care lucrează împotriva entropiei, care zice că te înnoiește înăuntru, prin credință, prin dragoste, prin putere, în fiecare zi. Și e vorba despre tine, despre noi. E puterea lui Dumnezeu care lucrează și se activează în toți sfinții. Și acum vine întrebarea. Am 60 și ceva de ani, am 70 și ceva de ani. Doamne, mai dăm 5 ani! Amin! Și Domnul zice, ce să faci cu ei? Pentru ce? Pentru ce se mai dă? Ce o să faci cu ei? Doamne, o să fac exact ce am făcut și până acum. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească. Să nu mai pierdem vremea. Pentru că tineret mândria țării își pierde vremea la telefon. Și de multe ori unii sunt invidioși pe ei, alții sunt nervoși pe ei, dar noi ăștia peste 60 de ani, ce facem cu vremea? O răscumpărăm? Doamne Iisuse Hristoase, Duhul Sfânt și Tată din Cer, vorbește fiecare persoană care este aici în dimineața asta, care are peste 60 de ani, care zice că și-o cam terminat ce era de făcut și ajută fiecare să-și descopere misiunea. Adică să trăiască cu scop, să trăiască cu ceva care transcende confortul personal. Eu sunt bine, mai am grijă de ale mele, mai merg la farmacie, mai mă uit la o telenovelă, mai trece cum vrea. N-are cum să treacă vremea. Dumnezeu să-ți dea un scop și o misiune. Pentru unii scopul și misiunea stă exact în generația următoare care e lângă voi. Un nepot sau o nepoată. Un vecin sau o vecină. Doamne, descoperă-ne ca să nu ne treacă anii degeaba. O descoperim natural misiunea asta? Da. Gradual? Da. Pentru unii rămâne o enigmă. Măcar pentru ăștia care suntem mai în vârstă. Misiunea pe care o are Domnul cu noi să nu rămână ascuns acolo. Pentru mine, misiunea mi-am găsit-o în Coloseni 1:28. M-am tot întrebat, Doamne, eu ce rost asta? Care-i scopul meu? Pentru ce trăiesc în lumea asta? Doamne, există vreun verset care să încapsuleze misiunea mea? Și la un moment dat mi-a venit Coloseni 1:28. Nu vi-l spun. Dă mai departe. Cum identificăm misiunea lui Iisus? Cum o să-ți identifici tu misiunea? Ne uităm la misiunea lui Iisus. Ce zic profeții? Ce declară îngerii? Foarte interesant. Câte surse sunt aici care vor duce cam în aceeași direcție? Ce reproșează dușmanii? Asta e o treabă foarte tare. Dacă ai dușmani, să știi că dușmanii
Știu ce misiune ai. Și te poți prinde. Ce zic apropiații și ce afirmă Iisus despre el. Dă mai departe, te rog. Și în primul rând aș vrea să menționez caracterul ascuns, secret, misterios al misiunii. Dacă vorbim de misiune, misiunea este un termen nu civil, este un termen militar. Misiunea nu se divulgă. Nu se dă la radio vocea Evangheliei. Nici pe net. Nu, misiunea are un caracter misterios, secret. E foarte interesant nașterea. Dacă ne uităm numai la nașterea Domnului Iisus Hristos, cât e de interesantă. Știți care era una din marele bătălii între evrei, în Ioan e surprinsă treaba asta. Mă, ceva nu e în regulă cu Iisus ăsta, învățătorul ăsta. Știți care era problema lor? Îi din Galileea și în profeți scrie că trebuie să fie din Iudeea. Bă, ceva nu se potrivește. Ceva nu se potrivește. Păi da, dacă ei nu știu cum s-o petrecu nașterea. Și de aici am scos un principiu important. Dacă la vârsta adultă ești confuz cu privire la identitatea ta, uită-te în certificatul de naștere. Amin. Mai ales cu cei care sunt confuși cu privire la identitatea lor. Certificatul de naștere îți spune ce ești. Nașterea, foarte ciudată. Într-o familie care erau doi și totuși din fecioară. În sat vin magii, unde îl caută? Împăratul, unde îl caută magii? La palat. Și totuși, foarte multe elemente, nu bat. Misiunea lui Iisus Hristos nu e ușor de recunoscut. Anunțată în stele și de îngeri. Și o grămadă de oameni habar n-au avut despre situația asta. Mai departe. Natura controversată a feedback-ului despre el. Afirmații ciudate, lucrări uluitoare. Mă, cine este ăsta? De foarte mulți. Cine-i ăsta? Cine-i ăsta de... Uitați-vă. Ioan capitolul 6 e unul din cele mai critice momente din viața Domnului Iisus, în care mai mult de jumătate din ucenici s-au luat, au plecat. Gândiți-vă că ar zice pastorul aici, într-o duminică, ceva atât de radical, de uluitor și de controversat, încât mai mult de jumătate din biserică să plece, 75% să plece. Și Iisus le zice, no, bun, ați rămas voi ăștia de aici. Voi nu plecați. Mulți avem impresia că dacă am fi fost noi pe vremea Domnului Iisus, Doamne, ce fain eram noi, ce simplu ne-ar fi fost lucrurile. Nu erau simple. Umblarea cu Dumnezeu nu e simplă. Recunoașterea lui Dumnezeu nu e simplă. Unii ori plecat, ori venit o grămadă la salonul de înfrumusețare Betania și ori plecat. Nu le-a plăcut de aici. Ce mi se pare interesant că Iisus nici măcar, știți, n-am vrut să zic chiar așa, nu veniți înapoi. Nu, voi nu plecați. Doamne, unde să merem? Câte afirmații nu a avut Domnul Iisus? Eu n-am venit în lume ca să aduc pacea și sabia. Păi dacă îl iubești pe tată și pe mama mai mult, du-te! Câți dintre noi avem curaj să facem treaba asta? N-a fost atât de popular. Foarte controversată a fost misiunea lui. Și aș vrea să știți că încă este controversată. Noi nu vom putea plăcea la toată lumea. În timp ce ne îndeplinim misiunea, nu vom putea plăcea la toată lumea. Va trebui să luăm decizii în care unii oameni se vor duce. Mai departe. Natura graduală a dezvăluirii. E ca și cu orbul acela la care s-o tinzi. S-o tinzi și-o văzut un pic, după aia mai văzut un pic și-o... Așa e și cu noi.
Nu putem vedea totul dintr-o dată. Dacă vedem totul dintr-o dată, soarele dintr-o dată orbind ca și Apostolul Pavel. Și ucenicii l-au văzut ca învățător, l-au experimentat ca și vindecător. După aia, tu ești Hristosul, trimisul lui Dumnezeu. Ulterior, să-l vezi ca mântuitor, salvator și în final va fi judecător și stăpânitor. Și mai sunt două metafore superbe, leu și miel. Ioan spune despre el când îl vede, iată mielul lui Dumnezeu care ridică. Ce fain vorbește în mod profetic. Mielul care ridică păcatul. Și la unii dintre noi le place foarte mult de Iisus mielul. Mai ales ăștia noi blajini, așa, cu minți, liniștiți, Doamne, ce fain e Iisus mielul, ce bine că ne ia păcatele. Dar ia să îmbrățișezi leu. Unde poți îmbrățișa, unde vezi leu cu mielul îmbrățișat? Unde? Hai, ziceți, curaj, că nu vă... Unde? În Hristos le vedeți pe amândouă și în lumea viitoare. Lumea viitoare descrisă profetic, acolo unde copilul se joacă cu șarpele și nu-l mănâncă, unde leul și mielul stau împreună, unde nu se mai mănâncă. Da, e graduală dezvăluirea misiunii lui. Mai departe, și apoi vedem câteva afirmații ale Domnului Iisus în diferite ipostaze, numai câteva dintre ele vreau să spun. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din ce mi-a dat El și să-L înviez în ziua de apoi. Câtă acuratețe, câtă grijă din tot ceea ce Tata mi-a dat, nu vreau să pierd nimic. Asta e afirmație foarte... Asta ne dă siguranță. Doamne, dacă sunt al Tău, știu că nu vrei să mă pierzi. Vei face tot ce ține. Dacă cine e în mâna mea, nu-l smulge nimeni. Numai dacă pleacă, El. O altă afirmație, ca să vedem această multifacetare a misiunii. Mai departe. Eu am venit ca oile mele să aibă și să o aibă cu economie, cu zgârcenie, cu puțin. Și să o aibă din abundență. Foarte tare treaba asta. Din când în când e important să ne aducem aminte că Domnul a venit ca să avem viață și să avem din belșug. Toți ăștia care am trăit sub comunism ne-au învățat cu economia și cu zgârcenia. Cu puținul. Să știți că ne-e foarte greu și capitaliștii ne ajută să trăim cu mentalitatea asta. Mă credeți? Mă credeți? Da? Numai jos am auzit, sus, se aude? Mă credeți că și capitaliștii ne învață cu puțin și cu așa? Știți care e treaba? Când te duci la magazin și cauți etichetă galbenă sau roșie. Dar aveți idee ce greu scăpăm de mentalitatea de sărac. Unii dintre noi suntem mult mai bogați decât putem, dar dăruim tot puțin, trăim tot cu puțin, pentru că am rămas cu o mentalitate a sărăciei. Ai venit în dimineața asta aici și aș vrea să știi ceva. Domnul Iisus a venit pentru tine ca să ai viață și să o ai din belșug, să o ai din abundență, nu din sărăcie, ci ca un boier și ca un om bogat. Asta vrea să-ți dea. Și fie să pleci cu sufletul săturat de bunătățile Lui în dimineața asta de aici. Amin. Mai departe, o altă afirmație. Fiul omului n-a venit ca El să i se slujească, ca să i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Viața răscumpărare pentru mulți. Nu-i pentru toată lumea, este pentru mulți. Și asta este o afirmație a lui Marcu 10:45, care sintetizează foarte bine elementul ăsta. A venit ca să-și dea viața pentru mulți. Viața unuia pentru mulți. Știți pe cineva care a zis, mai bine unul decât toți? Caiafa, care a vorbit fără să-și dea seama exact
pe planul, s-a aliniat la planul lui Dumnezeu. Unul care își dă viața pentru toți. Mai departe. Ăsta este versetul foarte tare din Luca 4. Iisus este în sinagoga din Galileea, de la el din Nazaret, și citează din Isaia, din profeți. Duhul Domnului este peste mine și m-a uns ca să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Asta e declarația de misiune pe care el și-o prezintă în sinagogă la el în Nazaret. Rezultatul a fost, oamenii au fost extrem de încântați. Doamne, ce ne bucurăm! Ce ne bucurăm că săracii aud Evanghelia! Ce ne bucurăm că inima zdrobită este vindecată! Ce ne bucurăm că ăștia legați în lanțuri ale păcatului și ale celorlalte pot fi eliberați! Doamne, ce ne bucurăm! Bine ai venit! Ce-a făcut? Băi, cine e ăsta, mă? Top! Ia să-l luăm! A fost cineva în Israel, exact în Nazaret, și a văzut ce înseamnă să urci pe sprânceana muntelui. A urcat cineva de aici, a fost în Israel. A fost câțiva. Apoi e drum până acolo să-l urci. Exact cum l-ai duce pe ciuperca, dar e mai sus. Deci să luați pastorul de aici care vorbește și să-l duceți așa. Și el să meargă de bună voie cu voi. Na, aruncați-l de acolo. Asta e ce... Deci misiunea lui, când și-a descoperit-o, această fațetă a misiunii, a stârnit scandal și reacție. Ce ușor ne este nouă să vorbim despre misiunea lui. Stai să vezi când e vorba de misiunea noastră. Mai departe. Obstacole în calea misiunii. Ați sesizat deja că nu-i simplu să fii în misiune și să ți-o îndeplinești. Chiar dacă o știi. Pentru că ai autoritățile, Irod, cărturarii, toți au fost împotrivă. Familia, mama și frații, ori înțeles? Băi, nebun, ceva nu e în regulă cu el. Nici nu-ți vine să crezi că ăsta e familia lui. Mă, ce ușor i-a fost lui Iisus să fie aici pe pământ, așa-i? Nu a fost. Apropiații, ucenicii, când îl cunoșteau, când? Bă, dar cine e ăsta? Când îi lua și îi îmbrățișa, când le trăgea două, trei? Și dușmanii. Dușmanii erau singurii care, mai ales demonii, erau singurii care... Ai venit înainte de vreme? Nici lor nu le convenea. Ai venit înainte de vreme? De ce ne chinui înainte de vreme? Ce mi s-a părut cel mai tare? În filmul The Passion, ala pas... Patimile lui Hristos, dacă vă duceți aminte, e o scenă așa, fără cuvinte, în care există un personaj din ăla fără sprâncene și din asta și se uită așa de departe la Iisus. Da? Exact așa se uită de departe diavolul la noi să vadă. Sau, ce face ăsta? Ce face ăsta? Ce face ăsta? Știți ce mi se pare cel mai superb în misiunea lui Iisus? Este că nici dracul nu s-a prins de misiunea lui. Nu s-a prins. Îl omor! Mă folosesc de oricine că stăm. Nu-ți fie frică de moarte. Cel care a fost omorât și a îndeplinit misiunea prin moarte. Pentru că dincolo de moarte este învierea. Dragul meu, peste 60 de ani, dincolo de moarte este o înviere. Ceva mult mai sublim decât pensia ta cea mare, decât viața pe care o ai aici. Și dacă ești cel mai bogat de aici, din Oradea, și ai peste 60 de ani și ești pensionar, te așteaptă ceva mult mai deosebit, mult mai fain, mult mai glorios decât tot ce e aici. Dar știi care ți este misiunea? Doamne, descoperă. Chiar dacă vor fi din jurul nostru oameni care se vor opune și vei avea opoziție, Doamne, ajută-mă să-mi duc misiunea până la capăt. Dar în primul rând,
Doamne, clarifică celor care au venit în dimineața asta aici. Care e misiunea? Descoperă-le, dă-le revelații. Sunt persoane aici care îl iubesc pe Domnul. Lor, Domnul, prin Duhul Sfânt să le descoperă lucruri care ochiul nu le-a văzut, urechile nu le-au auzit și la inima lor nu s-a suit încă. Mai departe. Câteva observații scurte, că ne apropiem, legate de misiunea lui Iisus. Unu, e sub acoperire. S-a dat 30 de ani. Nu și-o da nimeni seama ce se întâmplă acolo. A, ce se întâmplă? Nimic. Vă dați seama, când făcea, se dădeau raportul în lumea spirituală, în lumea demonilor. No, ce se întâmplă pe acolo? Nimic. Nimic, nimic. Al doilea lucru, ascultarea lui Iisus, sub autoritatea Tatălui. Nu există om în misiune, ascultă-mă aici, că nu-ți poți permite să fii ăla singuratic, lupul singuratic în misiune. Nu-ți poți permite. Am făcut armata aici la Oradea. Am fost în aplicație lângă Sibiu. Eu eram cu astea de observare și cercetașii de infanterie aveau misiune să intre în spatele liniilor inamice. Și unul din cercetași meseriași care a reușit să intre în spatele inamicului și-a făcut un post de observare, dar pentru că s-a lungit aplicația, o a dormit în post. Nu vă spun ce i-au făcut, ce i-au făcut superior. Nu au răspuns la apel, nu au comunicat nimic și după aia l-au găsit dormind. I-a părut rău după aceea toată armata. De ce s-a întâmplat? A pierdut legătura. A fost neascultător. Unul din lucrurile pe care le-a spus constant Iisus, fac ce văd pe Tata. Legătura cu Tata. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui din cer. O conexiune fenomenală cu Tata. Ascultare. Și de asta este important. O misiune în care nu ești ascultător. Una din problemele în bisericile noastre protestante este exact ce e bun poate fi rău. Preoția tuturor credincioșilor. Toți suntem egali. Totul e democratic. Biserica baptistă, penticostală, creștin după Evanghelie, toți fiecare aveți câte un vot la adunarea generală. E o treabă bună, dar poate fi și rea. Și rea, de ce? Pentru că unii dintre noi nu mai ascultă de nimeni. De aceea, unul din legămintele oamenilor care intră în călugărie, în viața monahală, știți care este? Sunt trei legăminte. Unu, celibatul. Doi, sărăcia voluntară. Nu mai ai nimic. Și trei, ascultare. Ascultare. Dacă superiorul spune, du-te și fă curat aici cu limba pe jos, nu comentezi, ca în armată. Una din problemele noastre în bisericile noastre este că ascultarea e opțională. Și pentru tineret mândria țării, asta va fi de ce în ce mai greu. Să învețe ascultarea. Ascultarea și rămânerea sub autoritatea Tatălui a fost un element cheie în misiunea lui Iisus. Și să știți că și pentru noi e același lucru. Un alt lucru, sacrificiu personal, spre binele multora. Misiunea lui Iisus a venit ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Orice militar în misiune își riscă viața de dragul altora. Cine va căuta să-și scape viața? Și câți dintre noi nu vrem să ne scăpăm viața? Câți n-am vrut să ne scăpăm? Câți nu ne-am scăpat viața în pandemie? Și câți dintre noi nu ne-am pierdut-o în pandemie? Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească. Să ne câștigăm viața. Să fim dispuși să ne-o dăm.
ca prin Duhul lui Dumnezeu și prin paradoxul lui Dumnezeu, paradoxul împărăției, în timp ce pierdem, să o câștigăm. No. Bun, se gândește cineva, mai ai vorbit destul de mult, ai putea să te oprești, de acord. Am putea face lucrurile mai simple. Le putem face și mai simple. Dă mai departe. În cea mai simplă frază, scopul, misiunea lui Iisus pe pământ a fost mântuirea. Mântuirea de păcate. Uite ce declară îngerii la păstori. În cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care va mântui poporul lui de păcate. De aceea vorbim despre Iisus foarte mult. Pentru că El este mântuitor de păcate. Scopul primar, varianta cea mai simplă cu care poți pleca și nu-ți trebuie școală, nu-ți trebuie nimic, este Iisus Hristos este Domn și Mântuitor. Noi asta și în apa botezului, asta mărturisor. Este Domnul meu, Stăpânul meu și Mântuitorul meu. Pentru cât este Mântuitor? Pentru mulți. Cât mai mulți? Pentru ce? Foarte multe din rugăciunile de dimineață au fost doamne. Cât mai mulți care vin din Oradea, aici, în Betania, să fie mântuiți? Cât mai departe? Cât mai departe? Și asta va ține de misiunea bisericii Betania, dacă este doar aici sau se duce mai departe. Am pus acolo ideea de mântuire globală. Pentru că internetul are și el un rost de a duce treaba mai departe. Și al treilea lucru, până la toate națiunile. Asta a fost misiunea lui Iisus, toate națiunile. Și de aceea este important pentru noi și ca Duhul Dumnezeu să ne deschidă orizontul. M-am bucurat, acum aici este o zonă și cu români și cu unguri, nu știu, nemți, dacă mai sunt pe aici sau mai vin slovaci, că deja lumea se globalizează. Mi-a plăcut o treabă foarte tare în dimineața asta aici. Numele acolo pentru care v-ați rugat sau care s-au pomenit. Cu cât îți nume mai diferite, toate națiunile acolo am vrut să spun diversitate. Cu cât vor fi mai multe națiuni care vor veni aici, în Biserica Betania, cu atât va fi mai împlinită misiunea lui Iisus Hristos prin voi. Dar asta mi se pare o treabă foarte tare. Să nu rămâneți. Și dacă mai aveți rude prin Austria, Ungaria, Austria, Germania, Anglia, rude, de-ai voștri care au plecat acolo și se adună în bisericile românești, spuneți-le, știți ce? Să duce treaba în care numai românii ei de ei. Să fie loc pentru națiunile celelalte. Deci sunt câteva biserici care au zis de acum înainte vom avea serviciu bilingv. Și în limba română, și în germană. Și în română, și în engleză. Doamne ajută! Pentru asta trebuie să înveți limba străină. E mare lucru să vorbești în alte limbi și să-ți dea darul Duhul Sfânt să-ți dea darul vorbirii în alte limbi, dar la n-ai făcut nimic, dar e mare lucru să-ți pui mintea la contribuție și să înveți o limbă străină. Pentru că așa se împlinește misiunea lui Iisus Hristos, care trebuie dusă la toate națiunile, toate neamurile. Misiunea lui este globală. Și de aceea e important din când în când să ne aducem aminte. Am venit la salonul de înfrumusețare Betania. Dar nu e numai pentru noi, ci este pentru toată lumea. Invitații, chemații și Domnul să îi mântuiască. Amin. Mai departe, ce fain ne prezintă Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2. E fenomenal. Coborârea, dezbrăcarea de sine însuși, ascultarea de Dumnezeu până unde? Până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și a dat numele mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi din cerul de pe pământ și de sub pământ
Și de aceea voi, având în vedere lucrurile acestea, duceți mântuirea voastră până la? Până la capăt. Eu zic așa, duceți misiunea voastră până la capăt. Să nu ne trezim ca și cercetașul ăla care a ajuns dincolo și a adormit. Și nu și-a finalizat misiunea. Duceți misiunea voastră, duceți mântuirea voastră până la capăt. Cu frică și cu tremur. Mai departe. Hai că nu mai ai mult. Mandatul nostru, misiunea ta, va reflecta o fațetă a misiunii lui Iisus pe pământ. Unii sunt preocupați de mântuire și va fi mântuire. Alții sunt preocupați de inimile zdrobite și vor lucra la vindecare. Alții se duc în închisoare și se gândesc la cei care sunt prinși, legați, legați și la propriu și la figurat. Și sunt preocupați de lucrul ăsta, reflectă. Alții sunt ocupați cu copiii străzii, alții cu cei săraci. Observați, lucrul ăsta e foarte divers. Misiunea noastră și a bisericii va fi diversă pentru că va reflecta una din fațetele astea. Unii dintre noi vom străluci și vom face, vom avea misiune una din aceste fațete. Unii dintre noi, dacă am fost copiii străzii, misiunea lor va deveni copiii străzii. Unii care au fost abuzați și vindecați, după ce sunt vindecați, misiunea lor va fi ajutorarea celor abuzați. Pentru unii, rana lor vindecată devine misiunea lor. Deci va reflecta clar una din fațetele misiunii lui Iisus. Al doilea lucru, pentru misiunea noastră avem resurse naturale și supranaturale. Darurile Duhului Sfânt merg în direcția susținerii misiunii. Al treilea lucru, neapărat vom avea un text biblic care atunci când ne aducem aminte de ele, Duhul ne spune, ok, ăsta este pentru tine și numai pentru tine, dă-i drumul înainte cu el. Așa cum s-a întâmplat cu mine, Coloseni 1:28. Știți de ce îmi place? Îmi plac chestiunile astea de aici, de la voi. Maturizare, toate sunt fain. În puține, nicăieri că nici ne-am găsit biserică în care să apară ideea de maturizare. Coloseni 1:28 vorbește despre desăvârșirea sfinților. Desăvârșire. Cuvântul echivalent este maturizare. Și la final, încă una, încă o imagine și mă duc și misiunea voastră se va descoperi progresiv. Chiar dacă o ai supranatural, chiar dacă ți-o profeție cineva, va lua ceva timp până când va prinde contur și va fi progresivă. Va avea obstacole, momente critice, cum au fost la Iisus, așa este și la tine și așa este și la noi. Vor fi o grămadă prin care cel rău va căuta să-ți oprească misiunea. Aș vrea să știi ceva, la 50 de ani nu ți-ai împlinit misiunea. Misiunea e gata când? Când pleci de aici. Când pleci de aici, ți-ai încheiat misiunea. Va crește cu ascultarea și cu răbdarea. Și Dumnezeu să ne ajute. Să rămânem în ascultare de Tatăl, împlinindu-ne misiunea până la capăt. Și pentru că nu-i vorba de noi, ci e vorba de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El să fie onorat în viețile noastre. Merită toată cinstea și slava. Avem înainte mergătorul nostru. Și fiindcă dar, suntem înconjurați de o grămadă de oameni care și-au împlinit misiunea pe pământ. Și-au dus mandatul până la capăt. Chiar dacă nu l-au împlinit până la capăt, dar și-au dus mandatul lor până la capăt, să dăm la o parte orice piedică. Și păcatul care ne înfășoară și să stăruim în această alergare a misiunii sub acoperire, uneori fără sprijinul celor apropiați, alteori cu sprijinul lor, să ne continuăm alergarea până la capăt.
până acolo unde ne așteaptă Domnul Iisus. Și vă zice, bine, rob bun și credincios, ți-ai împlinit misiunea, vino și ia cununa neprihănirii. Haideți să ne ridicăm în picioare, rog trupa de închinare să vină. Tatăl nostru, îți mulțumim. Mulțumim, Doamne, pentru Iisus Hristos, Fiul Tău, care n-a considerat un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Tine, acolo, în glorie, ci s-a dezbrăcat de Sine însuși și a venit aici pe pământ ca un misionar al cerului pe pământ și a fost ascultător de Tine până la moarte. Mulțumim că a venit aici și ne-a arătat cum se face misiunea pe pământ, cu dezbrăcare de Sine, cu ascultare de Tine, cu resursele Tale, și a făcut lucrul acesta până la moarte. Mulțumim, Doamne, că n-a precupețit nimic. Mulțumim, Iisuse Hristoase, că atât de mult ne-ai iubit pe fiecare din noi care suntem aici, încât Te-ai dus ca jertfă pentru noi. Păcatele noastre Te-au țintuit pe cruce. Ne pare rău, Doamne, de toate greșelile și păcatele noastre, de timpul în care am fost împotriva Ta și în război cu Tine. Ne întoarcem cu toată inima spre Tine, Doamne, și cerem să ne curățești în sângele Tău toate păcatele noastre, toate neputințele noastre, toate eșecurile noastre, trădările noastre, Doamne, toate le aducem la cruce. Și umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Împuternicește-ne pentru misiunea pentru care ne-ai pregătit. Doamne, fiecăruia ne-ai dat câte o misiune. Doamne, fă să ne deschidem brațele, inimile pentru ele și să le putem trăi cu toată puterea care vine de la Tine. Doamne, în momentele de slăbiciune, în momentele de neputință, în momentele de ezitare, Doamne, fă să ne aducem aminte că prin credință avem aripi. Și atunci când nu vom mai putea, fă să ne crească aripile credinței, să putem zbura ca și vulturi. Și când ne va veni să fugim și să căutăm viața, fugind de moarte, Doamne, ajută-ne să alegem moartea față de noi, ca Tu să ne dai viața. Mulțumim că ai venit să ne dai nu o viață amărâtă, o viață mediocră, ci ai venit să ne dai o viață din belșug. Mulțumim că ai planuri bune cu oricare dintre noi. Mulțumim că și în dimineața aceasta te-ai atins de noi. Mulțumim, Doamne, că ne pregătești pentru o misiune dificilă, imposibilă, dar glorioasă. Și am vrea să nu fim nici lași, nici neroditori, Doamne, ci să împlinim tot ce trebuie împlinit pentru gloria Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.